Și suntem live. Dragi prieteni, bună seara! Bun venit la Cafenea Filozofică cu numărul 69. Astăzi seara vom vorbi despre impostură. E un subiect foarte potrivit, unii dintre voi dau examene, mulți dintre voi se gândesc la ce facultate să meargă și am primit ca niciodată, sau ca în fiecare vară, poate o grămadă de întrebări despre ce este filozofia. Așa că în seara asta o să vă dau o definiție a filozofiei, pornind de la originile ei, pornind chiar de la Socrate, despre care credem că a inventat-o. Socrate era nu primul dintre filozofi, Socrate era un personaj foarte interesant, care avea o misiune în viață. Misiunea lui era să umble prin cetate și să investigheze oamenii cu care se întâlnea, să investigheze, mai precis, pretențiile lor de cunoaștere, expunând impostura în limbajul lui Platon, în limbajul lui Socrate, transcris de Platon. Asta însemna să detecteze pretențiile de cunoaștere ale celor care cred că știu, dar de fapt nu știu, a celor care pretind că sunt altcineva. Și ăștia erau mulți în lumea lui Socrate, politicieni în primul rând, dar și meșteșugarii, dar și ceilalți filozofi, sofiștii erau targetul principal al acțiunii filozofului Socrate din Atena Antică. Și cumva Socrate părea să spună că despre asta e vorba în filozofie. Despre găsirea, despre înțelegerea celei mai triste dintre ignoranțe. Ignoranța celui care pretinde că știe, dar de fapt nu știe, expunerea impostorului. Abia după ce trecem de acest pas, se poate întâmpla ceva și anume putem descoperi că nu știm, că dorim să cunoaștem și așa mai departe. Nu i-a mers bine lui Socrate și Atena, cât era aia de democratică, l-a condamnat la moarte. Așa că te întreb în beneficiu cui făcea bietul Socrate exercițiul acesta și din Tinot, din textele lui Platon, rezultă clar că făcea asta în beneficiu celor tineri, a celor care puteau astfel să facă distinția și ei și să învețe și ei ce înseamnă cunoașterea, cât de greu se amorsează procesul de cunoaștere, cât de greu este să ajungi să înveți, cât de greu este să urmezi un model, cât de frumoasă și grea este filozofia. Dar, cum spuneam, lucrurile nu s-au terminat bine pentru Socrate, s-au terminat ceva mai bine pentru filozofie, care a rămas cu bagajul ăsta la purtător. Filozofia este, printre altele, și o artă a investigației pretențiilor de cunoaștere ale celor din jur. Așa că nu e foarte îndepărtată discuția noastră din seara asta de însăși definiția și substanța filozofiei. Cu asta am vrut să încep. Alminter vom vorbi însă despre subiecte foarte actuale. Vom vorbi despre cărțile publicate de Emilia Șercan și Valeriu Nicolae, care fac o radiografie foarte dură a societății românești, care pun impostura în centrul a ceea ce este România de astăzi. Pornind de la cazuri particulare, pornind de la multe cazuri particulare, făcând niște generalizări inductive despre care o să vorbim puțin în seara asta, și încercând să ne atragă atenția, să tragă un semnal de alarmă și să ne tragă de mână și să ne spună stăm prost, suntem într-o situație dramatică. Suntem într-o situație în care nu mai vorbim doar de cazuri particulare de impostură, cum poate vorbea Socrate, ci vorbim de ceva mai dramatic, mult mai general, ceva care afectează fibra însăși a comunității în care ne situăm, în care ne găsim. Și evident, impostura nu este un fenomen local în niciun fel, așa că o să vorbim despre de ce acest fenomen e mai vizibil astăzi, despre ce se întâmplă, să o plasăm într-un context internațional, poate să vorbim despre tipurile de impostură, evident, e ca de obicei o discuție, așteptăm de la voi întrebări, atât de la cei care sunteți cu noi pe Zoom, bună seara tuturor, cât și celor care ne urmăriți pe YouTube, care știți, după cum știți foarte bine, puteți să ne trimiteți întrebările voastre și o să le introduc în discuție. L-am invitat în seara asta să modereze alături de mine pe fostul meu coleg de la BBC World Service, Petru Clej,
și împreună vom încerca să facem o echipă care să aibă și o perspectivă mai teoretic-filozofică și o perspectivă actuală și imersată în istoria recentă și în lumea politică de astăzi. Și invitații noștri din seara asta sunt Emilia Șercan și Valeriu Nicolae. Mă bucur foarte mult că sunteți alături de noi și vă spun bună seara tuturor. Emilia, spuneai în cartea ta Fabrica de doctorate, nu, cartea ta are ca titlul Cum se surpă fundamentele unei nații. Ce ai vrut să spui cu acest titlu? Păi, simplu, faptul că impostura, de fapt, răstoarnă valorile unei societăți, erodează competența, de fapt, impostura. Impostura nu erodează competența. Impostura sapă și cred că subminează competența celor care, în fine, ar putea să ocupe funcții publice și nu reușesc să o facă pentru că impostorii reușesc să-și găsească culoare mai lesne către funcții, către poziții publice și ajung mai degrabă să fie cei care decid pentru noi și sunt mai degrabă cei care, în fine, cumva decid ce e important și cum să ne ducem, cum să ne construim viețile și cum să ne ducem viețile mai departe. Bineînțeles, mă refer la oamenii politici, la oamenii care ocupă funcții publice, la cei care au decizia politică, administrativă și așa mai departe. Bineînțeles, la toate palierele, dacă ne gândim și executiv, mai ales legislativ, acolo Parlamentul, instituția care creează legile și construiește legile după care noi, societatea, ne guvernăm. Aș vrea să aflu de la Valeriu care sunt formele de manifestare ale imposturii în societate. Mi-a plăcut introducerea asta cu Platon, că sunt mare fan și cu filozofia și cred că noi nu trăim în Republica lui Plato, trăim în Republica lui Gyges, ăla despre care vorbea Glaucon. Deci Glaucon la un moment dat în dialogurile Socratice zice, bă, hai să lasă-ne cu vrăjala, cu justiția care funcționează. Ce se întâmplă în momentul în care dă unul peste inelul lui Gyges și ăla te face invizibil, toți ne ducem și furăm banii din vistierie, ne culcăm cu nevasta regelui care e cea mai frumoasă. Ei, acolo suntem noi. Pare că cumva în România e un izvor nesecat de inele de astea. Și până să nu vină Emilia să înceapă să le descopere, am trăit cu impresia, bă, stai că totul e bine, funcționează, nu avem probleme. Și brusc ne-am trezit, bă, stai că e foarte, foarte grav. Și avem o chestie, deci ce mă sperie pe mine acum cel mai tare e că nu mai putem să discutăm de normalitate. Acum, dacă vrei să discuți despre normalitate, lumea sare în cap, bă, vrei perfecțiune? Adică cum? Las că dacă a înșelat un pic, dacă a făcut un mic masterat, cum nu se putea, a zis și el că are o diplomă pe care nu avea, e bine că nu e ca nenorociții ăștia alți. Deci aici am ajuns. La noi, normalitatea, din păcate, începe să fie interpretată ca perfecțiune. Deci, tipurile de impostură sunt. Cred că mi-ar lua o lună să le iau Nu, așa la rând. cele principale. Deci, ce e cel mai șocant e impostura academică. Și de ce zic asta? E că, în ciuda faptului că Emilia scrie de atâția ani, încă nu avem o reacție serioasă a Academiei. Deci încă marea majoritate în Academie sunt pe burtă. Și cumva ne-am obișnuit, las, că dacă eu sunt unul, doi de ăștia mai țăcăniți care vorbesc de asta, las-mă că vorbesc ei, noi stăm pe burtă, că știi, și la noi iese un ban, facem o treabă. Deci e o chestie de mica înțelegere. Bă, tu nu zici, nu zic nici eu, mai te bag eu la o chestie de doctorat la Sibiu, tu vino la Târgu Jiu, închidem ochii amândoi și ne este bine ca să nu ne fie rău.
Asta e prima. A doua care mă iarăși îngrozitoare e impostura politică. Din nou, eu cred că impostura academică e mult mai gravă decât impostura politică. Că cumva pe politicieni înțeleg. Aia fură ca să-și că e la stomac acolo. Pe academicien nu-i mai înțeleg. Mie îmi pare furtul intelectual mult mai grav decât furtul pentru mâncare. Mă, deci ăla fură fiind deștept, având tot ce are nevoie. Deci acolo e o chestie mai degrabă de patologie decât de nevoie. Și asta politică se manifestă peste tot. După aceea mi se pare foarte gravă impostura serviciilor noastre secrete, despre care iarăși nu vorbim deloc. Se e o tăcere, deci, cu legile pe legile SRI-ului, așa, în zilele alea nu vorbea nimeni. Deci n-ai auzit un cuvânt la Antena 3, la România TV, la Realitatea. Deci zonele alea pline de acoperiți, n-au zis unii nimic. Nimic. Și după aceea toată chestia asta se duce în societate. Adică ești cumva prost dacă nu ești impostor. Am ajuns în poziția asta. Dacă nu ești impostor, ești prostovan. Adică de ce să nu fiu, când toată lumea în jurul meu e impostoare, ce-s fraier să nu fiu și eu? Hai să vorbim un pic de impostura academică, dacă o vezi de cea mai gravă. Și pe asta și-a expus-o prima dată Emilia Șelcanu, nu? Despre asta e vorba. Valeriu Nicolae spunea ceva despre patologie. Emilia Șelcanu, tu cum vezi impostura academică? Cum se explică, de fapt? E ceva special în lumea românească? E ceva mai general în lume? Cred că special în România e faptul că s-au erodat foarte tare, nu știu, regulile. Nu a mai ținut nimeni cont de ele. Nimeni nu a mai, n-a mai ținut cont de aplicarea lor. Și cred că din motivul acesta am ajuns la un nivel de impostură atât de mare în mediul academic. Pentru că trebuie să ne uităm puțin la momentul în care lucrurile încep să se schimbe. Bineînțeles, clasa politică are o contribuție importantă pentru că permite diverse schimbări legislative care, în fine, au o influență semnificativă asupra mediului academic. Și mediul academic nu este suficient de puternic, tocmai fiind controlat într-o oarecare măsură de politicieni care au ocupat funcții importante în structura unor universități, n-a fost suficient de puternic astfel încât să reacționeze și să prevină. Lucrurile, lumea a fost conștientă de cât de grave sunt lucrurile. Am găsit un studiu făcut undeva în anul 2010, cred că, 2010, da, era exact înainte de adoptarea legii educației în 2011, în care se vorbea despre problemele problemele pe care le aveau școlile doctorale, studiile doctorale în România. Și raportul respectiv făcut, în fine, finanțat cu fonduri în fine, fonduri internaționale, nu mai țin minte, fonduri europene, ceva de genul acesta, făcea o radiografie extrem de dură studiilor doctorale, unde se spunea foarte clar, adică erau identificate problemele foarte clar. Se vorbea despre faptul că nu există o selecție a studenților care dau admitere, o selecție reală bazată pe concurs, bazată pe, nu știu, pe o examinare riguroasă. Se vorbea despre faptul că nu există, de exemplu, nu există o distinție între școlile, între doctoratul profesional și doctoratul academic, doctoratul științific. Se vorbea despre faptul că nu există, sau în fine, comisiile de îndrumare sunt superficiale și există mai degrabă pe hârtie pentru că le prevede legislația, dar ele nu-și fac treaba. Problemele majore, ca să nu le înșir chiar pe toate, acum am spus câteva dintre ele, erau identificate acolo. Nu este ca și cum mediul academic nu era conștient, dar cu toate astea mediul academic a fost într-o oarecare măsură părtaș.
Pentru că, bun, părtaș mână în mână cu mediul politic. Eu am început să scriu despre Gabriel Oprea. Gabriel Oprea, profesor universitar, coordonator de doctorate și academician într-o academie înființată de el însuși, împreună, în fine, el și cu încă vreo patru tot politicieni cu aspirații academice. Și am vorbit despre, am scris despre impostura lui Gabriel Oprea. O persoană despre care știm foarte bine cu toții ce prestații publice avea, cum vorbea, care era nivelul lui de adresare publică, care era discursul lui, cum de fapt fugea de interviurile, nu știu, interviurile nearanjate, era, efectiv, se învârtea într-un mediu extrem de controlat. Gabriel Oprea reușește în 2002 să devină, de fapt în 2001 devine profesor universitar. Atenție, la Colegiul Național de Apărare. Colegiul Național de Apărare nu era universitate. Și cu toate acestea, Colegiul Național de Apărare îi scoate post de profesor universitar la concurs, el ajunge profesor acolo, după care imediat se transferă, pentru că el nu putea să fie profesor universitar într-o instituție care nu era universitate. Se transferă, deși știți bine cu toții aici, că transferurile între universități erau interzise chiar și de acea lege 85 pe 1990 și cât era, sau 84 pe 1995, vechea lege a educației. Deci transferurile au fost întotdeauna interzise în România, între universități. Dacă voiai să, nu știu, dacă deveneai profesor la UBB și voiai apoi să te transferi la Iași, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, trebuia să dai concurs. El nu a dat concurs. Pe post s-a transferat la Academia de Poliție, după care, cu ajutorul Ecaterinei Andronescu, înființează un domeniu doctoral unic în lume, ordine publică și siguranță națională, care nu corespunde unei științe, de fapt. Asta este foarte grav. Și începând cu anul 2003, primul lui doctorand care își susține teza de doctorat la Academia de Poliție este Radu Timofte, directorul Serviciului Român de Informații. Ei, când Serviciul Român de Informații, de fapt, ar fi trebuit să tragă un semnal de alarmă înspre decidenți și să le spună: avem o problemă care se întâmplă, și educația fiind unul dintre pilonii extrem de importanți ai societății și vedeți că este o problemă în educație, Radu Timofte, dar și ceilalți doi adjuncți ai lui devin cu toții. Radu Timofte, am spus că Gabriel Oprea a înființat acest domeniu doctoral și a devenit conducător de doctorate în 2002. Ei, Radu Timofte susține teza de doctorat după un an și 4 luni de zile. Când știm foarte bine cu toții cât de greu se muncește și cât de mult îți ia să muncești la o teză de doctorat. Probabil a fost un student excepțional. Adjuncții lui au reușit să susțină după un an și 5 luni sau 6 luni. Lor le-a luat mai mult, cu o lună sau două, să termine, să finalizeze studiile sub bagheta magică a lui Gabriel Oprea. De aici lucrurile, cred că se... Bun, nu e un început în ceea ce spuneam mai devreme, în răsturnare, da? În răsturnarea valorilor societății. Un moment, aș vrea să te întreb, chiar aici e important. Când a apărut acest fenomen al imposturii pe scară largă? A apărut după 1989? Exista înainte, sub regimul comunist? Exista în secolul 19-20, când s-a consolidat statul național român? Bun, existau cazuri izolate, dar nu cred că putem să vorbim despre un fenomen în perioada comunistă. Chiar dacă cu toții ne vom gândi, vom fugi cu gândul la Elena Ceaușescu.
Și ne vom gândi că ea probabil a fost, nu știu, reprezentanta de marcă sau cum era o expresie a vremii comuniste, nu? A impostului. Savant de... era savant de renume mondial. Da, dar o reprezentantă, cred că reprezentanta imposturii în perioada respectivă. Însă, nu, lucrurile cu categoric s-au degradat după 1989. Iată-mă și eu că te întrerup. Noi am mai vorbit la Cafeneaua Filozofică aici cu cei care ne mai ascultă despre Ion de Sârbu și despre perioada stalinistă din România. Cred că acolo au început lucrurile. Adică Ion de Sârbu, în memoriile lui, își aduce aminte cum în anul 1954 sau mai devreme, cred că mai devreme de atâta, toți profesorii de la Facultatea de Filozofie din Cluj, cu blaga în frunte, au fost dați afară de pe zi pe alta, s-a pus un... și amintește afișul de la secretariat, unde erau cu toți șase dați afară, Lucian Blaga și Liviu Rusu și el însuși și diverse alți asistenți de la catedră, și nu s-a oprit Facultatea de Filozofie din Cluj. A doua zi au fost aduși... Aici îți dau dreptate, dar depinde dacă vorbim despre plagiat sau dacă vorbim despre alte forme de impostură, pentru că așa pot și eu să dau exemple, pentru că am făcut doctoratul în științele comunicării și am făcut despre forme de control în presa comunistă. Pot să vorbesc despre modul în care jurnaliștii în... sfârșit de ani 40, început de ani 50, erau persoane cu patru clase care au făcut, în fine, niște cursuri intensive și au luat diplome, au obținut diplome pe repede înainte, și pentru că, practic, partidul nu avea oameni care să scrie ziare. Nu avea, și nu mă refer la ziarele centrale, pentru că în comunism, în fine, în perioada comunistă s-a format o rețea foarte puternică de ziare locale, care trebuiau să promoveze pe plan local ideologia comunistă. Deci, da, e adevărat, dar dacă ne referim, cred că, la plagiat, dacă nu vorbim neapărat despre alte forme de impostură și vorbim despre plagiat, plagiatul, aș spune că s-a transformat într-un fenomen mai degrabă în momentul în care statul începe să introducă în legislație diverse beneficii materiale. Acel spor doctoral de spor salarial, scuze, de 15% care este introdus în codul muncii undeva la sfârșitul anilor 90, cred că 1999 sau 2000, tot atunci sunt introduse în statutul cadrelor militare și în statutul polițistului posibilitatea de a avansa fără examen de la gradul de colonel la gradul de general, respectiv de la comisar șef la chestor, și așa mai departe. Iarăși posibilitatea, la sfârșitul anilor 90, dacă aveai doctorat în drept, puteai să intri în magistratură fără să mai treci prin examen. Examenele de intrare în magistratură, care deja începuseră să fie serioase și mai complicate. Pentru că la începutul anilor 90 era suficient să fii absolvent de facultate de drept și puteai să intri, să optezi, să intri în procuratură sau în magistratură, ca procuror sau ca judecător. Eu aș identifica undeva sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, ca momentul în care se schimbă sau, în fine, plagiatul tinde să devină și se transformă cu timpul în fenomen. Pentru că eu sunt sigură că dacă am luat, de exemplu, tezele de după, nu știu, din perioada 2007, 2008, 2009, după această perioadă, probabil o să avem un șoc foarte mare. Legat de calitate, nu mai vorbesc, dar de proporția tezelor de doctorat în care s-ar putea regăsi porțiuni plagiate. Valeriu, ai trăit și în străinătate. Există acest exemplu al sporurilor, deci beneficiile materiale pe care ți le aduc masteratele și doctoratele. Eu trăiesc în Marea Britanie și n-am auzit de așa ceva. Niciun caz. Deci eu mi-amintesc când am venit, deci am venit în România, îmi făceam un masterat cu Jeff Berry, ăsta e un tip foarte, foarte puternic pe diplomație bilaterală,
Și mi l-a întors de 13 ori. Masteratul meu a avut 110.000 de cuvinte. Și m-a rugat un profesor de la SNSPA dacă pot să verific niște teze de doctorat. M-a buvnit râsul, deci mi s-a părut, bă, deci nu sunteți sănătos, cum dracului să dați teze de doctorat la... Aveau 36.000 de cuvinte, teze de doctorat. Și era acolo unul care își pusese în nota de subsol conform experienței proprii. Învățase să pună note de subsol. Da, așa e. Deci aici tu dreptate. Da. Nu, dar e, mă gândesc, deci eu am avut pe la un moment dat să mă înscriu la un doctorat în Dallas. Și mi-au cerut oamenii să public peer-reviewed, articole peer-reviewed. Și trebuia să public în primul an 6 articole peer-reviewed. Și am scris unul și l-am dat la... Habar n-aveam atunci ce înseamnă peer review și tot așa, cu întrebări, cu nu știu ce, până la urmă mi-a luat vreo 3 luni să scriu articolul ăla. Și am zis, bun, ne lăsăm de treaba asta că nu este pentru mine, deci nu am cum să fac așa ceva, că o să mor. Deci mai aveam chef să râd, să fac și alte chestii în afară de doctorat. Dar nu e... Deci, din nou, e cumplit. Deci noi avem 2017 general, deci doctor general, scoși în perioada, marea lor majoritate, scoși după 1999, în proporție de 90% de Universitatea Națională de Apărare și Academia de Poliție. Mă, 2017, suntem total nebuni. Și m-am început să mă uit la conducătorii de doctorate și doctoratele lor. Deci e un conducător de doctorat foarte celebru la UNAP care avea numai elita pusă acolo. Și a avut omul 25 de doctoranți. Din aia 25 de doctoranți, 3 au intrat în pușcărie. Deci e o rată de intrat în pușcărie cu mult peste media națională. Deci ce ghetou din Ferentartati, te duci la Universitatea Națională de Apărare, sigur ai o șansă tare să intri în pușcărie. Și sunt aberanți, sunt 3 oameni, tot 3, care au gradul de general cu 4 stele, deci gradul maxim posibil în armată, singurul grad mai mare e mareșal. Toți sunt din aia 25, iar ăsta care e șeful lor de doctorat e un tip care a fost în mare adunare națională, în CC al PCR, deci mai securist ca ăla nu se putea. Ei, și după Revoluție, bineînțeles, a fost promovat omul puternic, dar și el a intrat în pușcărie din cauza evenimentelor de la Cluj. Și a intrat în pușcărie pentru, deci au dat 10 ani de pușcărie. E, în ciuda faptului că el e cercetat din 99, el continuă fără niciun fel de problemă să conducă doctorate. Majoritatea, deci mai mult de jumate din aia care l-au dat doctorate, toți au jucat roluri importante la Revoluție în România. Dintre care 3 dintre ei chiar în Cluj, inclusiv faimosul general Degeratu, care are 4 stele, deci incredibil. Și sunt niște chestii acolo, deci te doare mintea. E un nene care, bine, e secretar de stat, deci un domn, așa, Anghel Andreescu. E nenea asta... În 2007, deci a lucrat numai la stat, în 2007 a vândut o casă cu suma de 521. Între 2007 și 2008... Cu șeful jandarmeriei, domnul Andreescu. Exact. Dar fii atent, între 2007 și 2008... Iar Petre Toba plagia din el. Da, da, asta e tare, da. Deci... Poți să-ți povestesc toată partea de asta. Ce spui, Valeră, seamănă inelului Gaides, da? Da. Acolo o comoară, nu? Între 2007 și 2008, deci era secretar de stat la Ordine și Siguranță Publică, deci o slujbă care își cere, deci am fost și secretar de stat fără 50 de ore pe săptămână, nu se putea. E, în același timp era așa, conducător de doctorate la Universitatea Națională de Apărare, profesor la Universitatea Lucian Blaga, la Sibiu, director de program, studii de masterat tot la Sibiu, conducător de masterat și în cadrul Academiei de Poliție, preda și la Universitatea din Pitești, a publicat 29 de articole științifice numai în 2007,
Încă 14 în 2008, a luat parte la 27 de sesiuni științifice și a avut prezentări în Italia, Belgia, Turcia și Slovenia, și a primit în 2007, deci imaginați-vă, în 2007, nena asta a primit net 134.000 de euro, adică câștiga într-o lună cât câștiga marea majoritate a românilor în 8 ani și jumătate. Nena asta, nu numai asta, dar l-a și împrumutat pe un domn Ciucă, care desigur e o coincidență de nume, cu 139.000 de euro. Mă, deci suntem într-un banc prost. Bun, deci înțeleg că s-a găsit un inel fermecat, nu, într-un anumit domeniu, și acolo lumea continuă. Dar păreți să spun că scrie 29 de articole academice într-un an. Cum să scrii 29 de articole academice într-un an? Și mai haios e asta cu ISI. De ce își trec toți ca niște mârlani că au articole ISI? De fapt, toate articolele sunt în revista școlii, cum ar veni. Deci sunt în revista Universității Naționale de Apărare, care este, și aici e șmechereala aia, că trebuie să fie șmechereală, că doar e armat. Aia e asociată ISI. Și încă e asociată ISI și au pus toți ca ultimii mărlăneți, ca articole ISI. Incredibilă mi se pare chestia asta. Deci, da, un moment, că voia să intervine și Mihai Maci. Da, mie o problemă principală vis-a-vis de toate lucrurile astea mi se pare a fi următoarea. Orice societate e stabilă, funcționează, putem trăi în ea atâta timp cât funcționează după niște reguli. Mai bune, mai problematice, dar regulile alea sunt acceptate de toți. Problemele apar în momentul în care regulile alea nu mai contează, în care oamenii driblează regulile, unii le trec, alții rămân de cealaltă parte și așa mai departe. Asta este problema principală a plagiatului în România. Este aceea că noi avem o instituție sau o serie de instituții, universitățile, comisiile de acreditare, comisiile de verificare ale ministerului, ministerul deasupra tuturor, care dictează niște reguli și noi vedem în fiecare săptămână că regulile astea pot să fie absolut facultative. Bun, morala este simplă. În condițiile astea, ce credit mai au instituții de alea? E clar. Cum să vă spun, când dumneavoastră vă uitați la numărul tinerilor care pleacă să studieze în țară, când vă uitați la numărul celor care abandonează școala la toate nivelele, de la grădiniță până la studii doctorale, înțelegeți că într-o bună zi și oamenii ăia s-au prins. Dar e o chestie, e o glumă proastă, exact așa cum a spus domnul Nicolae aici. A doua problemă mi se pare aceea că totuși treburile astea trebuie să le judecăm în contextul lor și contextul lor este acela că nu sunt legate de educație, vreau să mă înțelegeți. N-au nicio legătură cu treaba asta. Sau dacă există o legătură, există diversi lunatici din ăștia ieșiți din mantia lui Ilie Ceaușescu care se vor doctori. Aia este probabil singura legătură reală cu învățământul. În rest, sunt probleme care sunt fie de natură socială, înțelegeți, din astea, de genul că oamenii vor să facă o confrerie. Până la urmă, mă scuzați, ce a făcut Gabriel Oprea? A făcut un soi de propaganda duie a lui. Asta era, omul era șef peste o propaganda duie, ăia erau legați între ei printr-o omerta din asta, că numai ei știau cum își luaseră doctoratele, ce făcuseră acolo, deci era o chestie care era în familie toată treaba, și pur și simplu el acționa social ca reprezentant a confreriei astea. Nu era un individ. Mă înțelegeți? Dar e pe banii statului toată chestia. Da, sigur că da. Adică exact pe banii contribuabilului. A fost și este în continuare. Am citit nu de mult pe internet chestia asta că ceva judecător proaspăt promovat i-a anulat toate chestiile juridice lui Ciucă legate de... Da, pe G4 Media a publicat... Da, asta ce înseamnă? Asta înseamnă că Ciucă nu e o persoană, mă înțelegeți? El e vârful unui iceberg și tot icebergul ăla se sprijină pe el. Când el va cădea din cauza asta, știu toți că o să cadă și atunci acționează incorpore. Acolo chiar e armată.
Acolo Dar e eu mă armată cu întreb, bune. Mihai, dacă nu cumva, tu pari să spui că fenomenul ăsta este cumva conținut într-o bulă, că se creează o bulă a imposturii în România de astăzi. Da, numai că bula asta are alte rădăcini. De pildă, chestia economică, mă înțelegi? Cum poți să-ți explici că ai o țară în care orice individ care dorești, care plătește, cât se plătește, nu știu, 70 de milioane sau cât costă chestia asta? Că e o sumă. Deci care plătește suma aia se poate abilita ca și conducător de doctorate. Dom'le, e halucinant, nu înțelegeți. Plătești 70 de milioane, eu n-am auzit să fie respins unul. Spuneți-mi, sunteți mai mulți oameni din mediul universitar aici, știți să fie respins vreunul care a candidat. Plătești 70 de milioane și conduci doctorate. Bun, odată ce ai plătit și ce ai făcut investiția asta, care este scopul tău? Scopul tău e să-ți scoți banii și să faci alți bani, drept care oricine vine la tine este binevenit, că e pe piață. Nu, stai că nu e chiar așa ca la piață, Mihai, că universitățile fac ele investiția asta legată de profesori, nu plătești tu din buzunar. Da, dar universitățile fac investiția asta din aceeași rațiune pentru care ăștia de la Ministerul de Interne iau doctorate, pentru că universitățile, dacă au școli doctorale, cer mai mulți bani de la minister. Ministerul de Interne, dacă are mai mulți gradați cu doctorați, cere mai mulți bani de la guvern și așa mai departe. Asta e o chestie pur economică, nu are nicio legătură cu educația, nimic în mecanismul ăsta. Asta este absolut șocant. Pe mine mă miră, oamenii tot vorbesc de educație, așa ca și cum ar fi o problemă, domnule, totuși e o dezbatere academică aici, universitari ar trebui să discute între ei. Păi ce să discute? Un universitar din salariul lui de bază de universitar nu știu ce poate face și atunci el se duce, își ia conducere de doctorate, se apucă de tot soiul de proiecte fanteziste, să bagă în comisii și comitete și chestii din astea. Păi asta este problema reală. Tu l-ai transformat într-un individ în care, bun, el ajunge într-un punct, a ieșit la un nivel social și de acolo se descurcă. Da. De ce să nu se descurce dacă se poate? Că regula e asta. Dacă se poate, se poate. Pentru toți. Să fie democrația și la furt, nu? Da, aș vrea să o întreb pe Emilia Șercan. E o cifră de, nu știu, 40, 50, 60, 70 de mii de doctorate după 1990 și recent cineva pe Facebook spunea de la Cluj, nu spun cine, că majoritatea sunt valabile pe bune, obținute pe bune și eu am zis, dom'le, dar de unde, care-i sursa acestei afirmații? Și a intervenit un doctor cunoscut și care nu există nicio dubiu că este un mare intelectual, care mi-a zis, m-a întrebat pe mine, dar ce dovezi am eu că n-ar fi pe bune? Și mi-a zis, a luat-o pe chestia cu sporuri, că se anulează sporuri din cauza că se atacă în corpore și nu știu ce. Și mi-a spus, aha, deci interesul poartă fesul. Emilia Șercan, ce se poate spune despre, se există o estimare, câte dintre aceste doctorate sunt false și care este efectul? În momentul acesta sunt peste 80.000 de teze de titluri de doctor acordate după 1990. Când am scris cartea Fabrica de Doctorate în 2017, erau 65.000 de titluri. Atunci, estimarea mea și estimarea pe care o făcuse și profesorul Viorel Barbu, academicianul Viorel Barbu, care e un intelectual și un academician autentic, profesor de matematică și fost președinte al CNATCU, pe căi separate am făcut amândoi o evaluare care am observat că a coincis. Am spus atunci și eu și domnia sa că probabil un sfert din cele 65.000 sau aproape 25-30% din cele 65.000 de titluri de doctor acordate până în 2017 erau fie de o calitate execrabilă, nu se calificau a fi lucrări de doctorat, teze de doctorat, sau plagiate.
sunt domenii întregi, domenii doctorale întregi în care s-au format rețele de plagiat. Le-am numit rețele de plagiat și să explic un pic ce înseamnă lucrul acesta. Și nu este doar în, atenție, nu s-a întâmplat lucrul acesta doar în științe militare. Domeniul pe care l-am, în fine, l-am aprofundat și eu și, și Valeriu. Ci și în alte, în alte zone. Ce înseamnă, sau în fine, cum am încercat eu să explic sau să definesc această, aceste rețele de, de plagiat? Conducătorii de doctorat își atrag în comisiile de referenți persoane cu care sunt în, în relații bune, persoane care validează teze de doctorat, chiar dacă tezele respective au mari probleme. Mai departe, tezele respective de doctorat pleacă către CNATCU, unde știm foarte bine ce s-a întâmplat, pentru că n-ar fi trebuit dacă... De fapt, rolul CNATCU a fost rol de, să spun așa, rol de, de filtru. Dacă să spunem că o teză de doctorat a scăpat în comisie, aceste teze de doctorat trebuiau oprite în comisiile de susținere, ele trebuiau oprite în comisiile de specialitate ale CNATCU. Însă, nu știu dacă vă aduceți aminte, a publicat o colegă de-ale mele pe Press One un articol despre munții de teze de doctorat care zăceau undeva în anul 2015 pe holurile de la Ministerul Educației. Poate cei dintre voi care au ajuns la Ministerul Educației vreodată și s-au dus pe culoarele de acolo, au văzut, erau pur și simplu... pereții erau tapetați, să zic așa, cu teze de doctorat, cu picioare întregi de teze de doctorat, care urcau până spre tavan. Erau cutii de pantofi. În alea încăpeau perfect toate actele și erau puse acolo și pe holul ăla erau mulțime care se agita și se lovea. Și alea cădeau de sus și era un strat de hârtie, cred că de jumătate de metru, pe care călca lumea aia în continuu. Vă spun că am fost, cu ochii mei am văzut. Da. Iată, un moment, Emilia, eu o întrebare aici. Doctoratele plagiate sunt o formă evidentă de impostură, dar doctoratele care, deși nu sunt plagiate, nu aduc nimic nou sau sunt nule ca la valoare, nu sunt tot o formă de impostură și nu sunt cu mult mai multe decât cele plagiate? Nu putem să facem o estimare, pentru că dacă nimeni nu cita, că asta urma să spun, că tezele respective ajungeau la CNATCU, CNATCU, culmea, comisiile CNATCU au fost de-a lungul timpului formate din profesori onorabili, profesori foarte buni. Aș putea să spun unii dintre ei partea elitei intelectuale din România. Și cu toate acestea, pentru că erau ședințele respective erau foarte lungi și erau sute și sute de teze de doctorat, mai ales în momentul în care începe să crească numărul de locuri scoase la doctorat și ajung din ce în ce mai mulți studenți doctorani să finalizeze, ei practic nu mai stau să se uite și să citească tezele respective. E ca, aș putea să spun că au semnat ca primarul, au validat teze de doctorat ca primarul, fără să se uite cineva să vadă care este conținutul respectiv. Noi în momentul acesta... știm sau în fine putem să apreciem pur și simplu din evaluările pe care le-am făcut și uitându-ne peste teze de peste anumite teze de doctorat. Sunt domenii întregi care au probleme de genul acesta. Bun, științele militare nu mai vorbesc. Acolo probabil, nu știu dacă găsim 10% dintre tezele de doctorat susținute în științe militare să fie 1. Neplagiate și 2. Calitative. Nu cred că găsim 10%. După care mă gândesc la drept. La drept s-au plagiat tractate întregi, cum a făcut Victor Ponta, cum a făcut Gabriela Oprea. Ei au luat și au plagiat alți autori. Sau, în fine, dacă n-au făcut lucrul acesta, pur și simplu au luat sentințe și-au pus acolo sentințe. Bun, și aia e o formă de plagiat, dacă stăm să ne gândim bine. Au copiat sentințe și le-au pus acolo și alea reprezentau, practic, valoarea, sau, în fine, dădeau valoare unei teze de doctorat și reprezenta știința și cunoașterea produsă de un student doctorand la drept. La fel s-a întâmplat în teologie. Am semnale foarte multe că în teologie s-a plagiat masiv, în științe economice, management și alte
alte domenii. Deci sunt domenii întregi unde mai degrabă plagiatul era regula decât era excepția. Și, cum spuneam, ca să mă întorc la acele rețele de plagiat, conducătorii au un rol, aș putea să spun că ei reprezintă un fel de not, de rețea, pentru că ei sunt cei care își atrag referenți, să spun așa, referenți care să nu creeze probleme, să nu invalideze teze sau să nu întoarcă teze de doctorat pentru că ar fi fost de, nu știu, plagiate sau calitatea foarte slabă. Și mai mult, dacă eu m-am uitat, de exemplu, peste comisiile de susținere, pentru că am cerut și aceste date de la universitățile militare în special, am văzut profesori care au fost parte din, și lucrul acesta e valabil și pentru zone civile, dar pentru militar o să mă refer acum strict la această zonă. De exemplu, erau profesori care erau specialiști și pe globalizare, și pe terorism, și au validat teze de doctorat despre rolul bisericii în securitatea națională, au validat și teze de doctorat despre corupția ca risc la adresa securității naționale, sau despre logistica militară și în zonele de, nu știu care, de păstrare sau păstrarea păcii și NATO și... Înțelegeți? Orice, adică e ca și cum eu m-aș apuca acum, să zicem că în științele comunicării m-aș duce și aș valida sau aș fi membru într-o comisie de îndrumare, că n-am dreptul să fiu membru într-o comisie de susținere, că n-am grad didactic, dar într-o comisie de îndrumare m-aș putea duce să îndrum o teză care e pe publicitate. Cu toate că eu nu cunosc absolut, nu înțeleg și nu știu cum. Bun, nu este specialitatea mea, nu? Cam asta s-a întâmplat și lucrul acesta s-a întâmplat și în istorie și în multe alte zone. Adică ai profesorul care este specialist pe, nu știu, o anumită perioadă, dar el se duce și validează o teză pe istorie antică. Dar el fiind medievalist. Înțelegeți? Lucrurile acestea s-au întâmplat. S-au întâmplat cu preponderență în științele socio-umane. Nu știu cât de mult s-a întâmplat lucrul acesta în științele exacte. Iarăși am semnale că în medicină este o nenorocire cu tezele de doctorat din medicină, majoritatea fiind și ele plagiate. Unele dintre ele plagiate după lucrări scrise în limbi străine de alte persoane, în fine, de autori consacrați și așa mai departe. Nu știu, dacă ar fi fost probabil încă 10 persoane care să facă în acești ultimi 7 ani ce am făcut eu, probabil am fi avut poate o imagine un pic mai fidelă despre nivelul de plagiat sau nivelul de impostură din mediul academic sau, în fine, produs de mediul academic. Așa putem doar să apreciem în baza... știu eu, propriilor experiențe pe care le-am avut și cred că nu sunt puține. Adică am scris despre rectori care au plagiat, am scris despre profesori universitari la Universitatea Națională de Apărare, tezele de doctorat verificate de ei, in-house, să spun așa, au ieșit 20 și ceva de profesori cu teze cu suspiciune majoră de plagiat. Nu le-a verificat nimeni să vadă dacă suspiciunile respective sunt rezonabile sau, în fine, profesorii respectiv poartă o anatemă asupra lor, dar ei au niște teze valoroase, bune și neplagiate. Asta e, adică când ai o instituție în care ai 20 de profesori din vreo 70 cu probleme în tezele de doctorat, asta arată un grad foarte mare de, cum să spun eu, de cât de mult de fapt a afectat impostura și plagiatul zona academică. Și dacă e să ne uităm mai departe puțin la modul în care arată acum societatea, ajungem la concluzia că da, influența a fost majoră și acum noi tragem, nu știu, suntem în continuare uimiți de toate lucrurile acestea, dar
trage și trage societatea și va trage probabil încă pentru niște zeci de ani, dacă se va ajunge într-o formă să se corecteze lucrurile acestea. Valeriu, asta, impostura academică, impostura în general în societate, nu e un fenomen specific României. Există fabrici din astea de doctorate, mai ales cu extinderea internetului, peste tot în lume, inclusiv în Statele Unite. Oh, clar. Dar nu e atât de haios cum e la noi. Deci mie mi se pare, deci eu trecând prin toate tezele de doctorat ale politicienilor noștri, deci leșin, nu se poate așa ceva. Deci Fifor e doctor în bocit. Deci cântecele de bocit din Oltenia. E, mai frumos e că secretara, să-i spunem, secretara domnului Fifor, o doamnă foarte drăguță, de fapt, care făcea era specialistă în studii europene, făcea un masterat la Ploiești și altul la Târgoviște, în același timp, în timp ce era și în Parlamentul României, ghici unde făcea fata doctorat? La horticultură. Deci ea era contabilă și brusc a venit așa, a lovit o chestie. Băi, unde fac eu doctorat? La horticultură, tati. Ești doar capul, dacă ești citești toate tezele de doctorat de la UNAP, mă, deci sunt vreo 4 subiecte mari, ălea sunt toate. Cum n-ai? Deci e așa halucinant. Bă, deci voi a scris în regulamentul ăla vostru, încă teza trebuie să fie o lucrare originală care să aibă o contribuție substanțială la cercetare națională sau internațională. Bă, deci cum? Nebunilor, deci toți sunteți probabil 60% care aveți practic același titlu la teză. Deci, să vorbim un pic de consecințe. Ce avem de pierdut? Și câtă vreme vom avea de pierdut? Ce au de pierdut studenții noștri, dacă vom mai avea studenți? Adică, în mod normal, nu, dacă se întâmplă, hai să ne gândim ce se întâmplă în lumea academică internațională. Se mai descoperă și acolo plagiate pe aici, pe acolo, sau doctorate fără valoare, sau situații de plagiat de lucrări științifice. Dar demisionează imediat. Exact, demisionează imediat, dar domeniul are foarte mult de suferit. Da. Dacă se descoperă că în domeniul cercetării celulelor STEM a fost un scandal în Japonia, articole retrase din Nature, nu știu ce, domeniul ăla nu mai primește finanțare, începe să devină suspect că lucrezi în domeniul ăla. Există așa se atârnă o tinichea de coadă, nu doar instituției, persoanelor instituției, ci un întreg domeniu. Da, vreau aici doar să dau unul sau două exemple. Președintele Ungariei, Paul Schmidt, ales de Parlament, numit de Victor Orban, de fapt, în 2010 a trebuit să demisioneze în 2012, când s-a constatat că 200 din cele 215 pagini ale disertației sale doctorale erau plagiate. Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și ea a fost chestionată cu privire la teza ei de doctorat. Ministra de Externe a Germaniei, Ursula Baerbock, Annalena Baerbock, scuze, și chiar și președintele Statelor Unite, Joe Biden, sigur nu merge, nu e, el nefiind un intelectual, nu își dă doctorate sau așa ceva, dar mai fură câte un citat din, chiar și din Trump, că Trump l-a furat și este într-un fel recidivist. Deci am spus asta ca să arăt că pe o scară sau alta se face asta cam pretutinde. Dar nu e comparabil în niciun fel. Deci gândește, și nu, consecințe nu există. Deci noi avem încăsat, deci cel mai important organism din apărarea țării. Noi avem 4 oameni, toți care sunt general, care toți au fost colegi în 2003 la Universitatea Națională de Apărare. Toți. 4 din 4. Uite, să vezi coincidență. Sunt niște structuri foarte bine formate. Și deci tipul ăsta de care vă zic, care e conducătorul ăsta de doctorat, e membru al CC, al PCR și al Marii Adunări Naționale, din 25, 9 dintre ei au fost conducători de doctorate.
mă, din 25-9, îmi spune o cifră, e halucinant. Deci, Universitatea Națională de Apărare cred că depășește orice fel de record din impostură. Deci, te doare capul. Deci, îți vine să râzi. Deci, nu mai, eu nu am altă reacție, nu mai am. Deci, mă stric de râs acolo. Deci, iau citel și leșin. Mă întreb dacă la noi există în mod informal genul acesta de consecințe despre care vorbeam, și anume că din ce spui tu, Valeriu, dacă ești normal și ai vrei să faci o carieră, nu te duci în locurile astea, nu? Decât dacă, adică, s-ar putea ca informal să existe o piață a lucrurilor pe bune și a lucrurilor pe mai puțin bune, care să se vadă la nivelul tinerilor, că din nou vorbim despre, nu, discursul lui Socrate, era de expunere a imposturii, era un discurs adresat tinerilor. Mă întreb dacă se vede de din afară, dacă se autoselecționează domeniile, dacă se distrug anumite domenii, dacă e strict o bulă, cât un domeniu în care atunci când toți indivizii bulei vor avea doctorate, lucrurile se vor încheia acolo, sau dacă se autoreplică. Eu cred că reacția e una de tipul, da ce mă, eu sunt fraier ca Socrate, ăla a murit sărac, vai de capul lui și cu cucuta. A fost și omul. Las, mă duc la Universitatea Națională de Apărare. Da, zis că am șanse să ajung la pușcărie dacă mă duc acolo. Adică nu da, am și foarte multe șanse să devin milionar. Deci șansele de a deveni milionar sunt mult mai mari. Merită. Da, poate explici mecanismul, Valeriu. Cum se ajunge milionar dacă ești doctor al Universității Naționale de Apărare? Păi, oamenii ăștia devin brusc foarte importanți pentru industria noastră de armament, pentru industria energetică, sunt numiți în tot felul de poziții de te doare capul, la Transelectrică, în toate sinecurile cele mai bine plătite, oamenii ăștia, și nu numai ei. Deci eu nu cred că există un procentaj mai mare de familii care să facă peste 100.000 de euro pe an decât cei de la Universitatea Națională de Apărare. Deci cam toți și ei și nevestele lor lucrează la stat. Și de foarte multe ori, ei sunt șefii nevestelor lor. Și sunt niște, vezi, niște promovări de la te doare capul. Brus, deci femeia nu se pricepe la nimic, pac, la nuclear electrică. Și nu are nicio treabă cu nuclear. De fapt, dacă îmi dai voie, Valeriu, de fapt, doctoratele astea lor le validează o falsă competență. Falsă competență cu care ei merg mai departe și obțin aceste funcții, obțin numiri, obțin sinecuri, obțin tot felul de contracte, de poziții publice și așa mai departe. Până la urmă, mulți dintre ei nu au căutat să obțină titluri de doctor pentru a urma o carieră academică. Da, avem și exemple de tipul acesta și sunt multe exemple de tipul acesta, dar unii dintre ei, cei care, în fine, au obținut doctoratele, unul, ca să aibă protecție, să aibă protecția sistemului, pentru că de asta s-au dus la universitățile militare și nu s-au dus, de exemplu, la universitățile civile. Doi, pentru că odată având protecția sistemului, au putut să pătrundă mai ușor în diverse structuri ale statului. Având, practic, sistemul le-a pus mâna în cap și a zis, tu ești alesul nostru și de aici tu mai departe ne reprezinți și nouă interesele la nuclear electrică, la transelectrică și așa mai departe. Totuși, lămuriți-mă și pe mine, de ce nu poate sistemul, că tot vorbim de sistem, de ce are nevoie sistemul de persoane cu doctorat? Adică, dacă e vorba de o gașcă de familii care sunt prieteni între ei, la ce le trebuie să devalorizeze doctoratul academic ca să-și dea bani unii altora? Cum spuneam, ca lanțul la maneliști. Deci dacă nu ai doctorat, nu ești șmecher. Deci cam așa. A, deci este o chestie de prestigiu. Da, și validează de fapt, ea practic, titlul de doctor ar trebui de fapt să valideze o competență. O competență pe care oamenii aceștia de fapt nu o au. Dar ei, în baza titlului de doctor, merg cu CV-ul, cu diploma, și pot mai ușor să treacă, să aibă trecere în fața celor care decid să fie numiți în funcții, cum spuneam, în funcții, în poziții importante. Dar nu e mai curând un mecanism de tip mafie, adică
Practic, înrolarea în armata impostorilor este o condiție necesară și suficientă pentru ca cineva să aibă totuși puterea asupra ta. Nu? Că dacă... Mie mi se pare foarte penibilă chestia asta. Traseul imposturii mi se pare o chestie neplăcută care te înrolează într-o viață care se va termina prost și nu te va lăsa să dormi. Milioanele mi se pare mai puțin interesante, vă spun drept. Mi se pare mult mai gravă presiunea sub care cineva care se înrolează pe traseul imposturii va trăi toată viața. Nu, pentru că treburile astea au statutul unui ritual. Odată ce gangul care e ca atare, dacă ar apare cu pistolul sau cu nu știu ce, dacă ar țipa din Parlament că măresc cu 20% impozitele, orice chestie de genul ăsta ar face și ceilalți ar solidariza. Dar în măsura în care ei se ritualizează, în măsura în care au un ritual, și ritualul ăsta pare onorabil. Până la un anumit punct pare onorabil ritualul ăsta. În măsura asta devin persoane serioase. Dar cum adică? Adică eu vă dau vouă posibilitatea să mă prindeți că sunt un impostor, nu că doar se află orice. Nu pot să furi un doctorat, nu pot să furi... Nu se află. Asta este problema. Gândiți-vă, m-am gândit adineori la ceea ce spunea doamna Șercan. Care era funcția CNATCU? Că de la un moment dat CNATCU nu verifica conținutul doctoratelor. Ăsta ținea de autonomia universitară, de comisii. CNATCU verifica legalitatea procedurilor de susținere, adică lua hârtiile alea care erau semnate și vedea dacă au semnat toți acolo, dacă era nu știu ce, dar conținutul ca atare. Nu, deși CNATCU avea atribuție de verificare a conținutului. Dar a ajuns sub presiunea numărului foarte mare de teze de doctorat susținute după anul 2000, să nu mai verifice conținutul și să verifice doar procedura și legalitatea actelor. Corect. Și conținutul ăla cum poate fi verificat? Pentru că nu există o piață a ideilor. Există o piață a ideilor în sfera militară, să spui, bine domnule, toată lumea știe pe ăla că e strategul țării într-o anumită chestie. Și dacă e o problemă, că și ăsta e un lucru foarte important, dacă e o problemă, pe cine întrebăm? Care e referința noastră care să ne spună că treaba aia e o tâmpenie? Că e un plagiat, vedem, că punem pe două coloane. Dar cine să ne spună că e o tâmpenie? Oricine, Mihai, deci hai că dacă scrie o chestie pe hârtie și hârtia aia intră într-un dosar și rămâne acolo și nepoții unuia care a scris o prostie la doctorat o să vadă că nu a spus prostie la doctorat. Valeriu Nicolae, până la nepoți... Și nepoții au plinul făcut. Eu m-aș gândi și la nepoți, sincer. N-aș vrea ca nepoții mei să creadă despre mine că am fost o cretină care a copiat nu știu ce texte ca să obțină. Dar tu nu ești reprezentativă, Dana, pentru genul ăsta de societate. Există și această, adică există acest impuls al fiecăruia. Nimeni când se apucă să meargă la școală, nu niciun copil, niciun student nu se duce la școală ca să fure. Nu de asta mergem la școală, nu? Mă tem că nu. Cred că aici e o eroare. Nu știu cum e la tine, dar nu vorbi și numele meu deja. Cred că aici e o eroare. O clipă, dacă îmi permiteți, vă spun ce vorbesc cu studenții. Am cursul ăla, știți, la masterat cu etică și integritate. Și prima întrebare pe care le-o pun întotdeauna, bun, destindem atmosfera să nu fie chestii informale, când ați început să copiați? Cel târziu pe clasa a doua. Cum? Proiecte. Pe clasa a doua ți se dă proiect, fă o chestie, ți se dau niște cuvinte, tu nu înțelegi niciunul din cuvintele alea. Ce faci? Te duci acasă și le pui în bara de căutare de la Google. Dumnezeule mare, cum adică? Pornim de la principiul ăsta platonic că nimeni nu face rău cu bună știință? Omul nu consideră că ăla e un rău. Atenție, am avut elevi de toate confesiunile religioase. Nici unul n-a considerat că faptul de a copia e un păcat. E o chestie circumstanțială, te descurci. Da. Nu e un lucru rău în sine. Dar poate că nu le-ai explicat cum trebuie. Dacă le explici cum trebuie, atunci ai foarte simplu de înțeles. Pentru că plagiatul este singura chestie imprescriptibilă din viața asta. Dacă omori un om, după 20 de ani scapi. Dacă scrii niște trăznăi pe o foaie și cu foaia aia ajunge să fie publicată, să zicem, nu te mai spală toată apa Dâmboviței. Nici pe tine, nici generațiile ulterioare.
Nu, că doar noi, unii dintre noi suntem istorici, vedem și astăzi cine de la cine a plagiat în secolul XVI. La cât durează informația și știrea în ziua de astăzi, nu cred că ne doare așa de... Ce aș vrea să revin la Emilia și la Valeriu este, aș vrea să vă întreb, la ce vă expuneți când demascați impostura? Las pe Valeriu să vorbească. Expune zi tu prima și după aia prestez eu, că la tine e mai grav. Păi ce să zic, că... Dacă ar fi să încep cu anul 2015, de când am început să scriu despre doctoratele puternicilor zilei, în fine, și am început cu Gabriel Oprea și cu rețeaua lui de plagiator, pentru că după ce am scris despre Gabriel Oprea, pasul următor a fost foarte simplu. Au plagiat, a fost întrebarea foarte simplă. Au plagiat și doctoranzii îndrumați de Gabriel Oprea și printre ei s-a aflat Bogdan Licu, s-a aflat Mihai Stănișoară, Bogdan Licu, procuror general adjunct la vremea respectivă, acum judecător la CCR, Mihai Stănișoară, fost membru în... De fapt, ministru al apărării și consilier pe apărare al președintelui țării. Nu mai dau numele tuturor, persoane ultra puternice la momentul respectiv. De fapt, toți cei care conduceau comunitatea de informații din România fuseseră doctoranzii lui Gabriel Oprea. Ce să zic, de la încercările de cumpărare, pentru că Gabriel Oprea asta a încercat să facă, adică la el lucrurile erau foarte simple, nu chestiile sofisticate le-a făcut ceva mai târziu. Atunci a făcut chestiile simple. Păi să-i dăm lui Șercan ceva ca să, în fine, să termine și să nu mai scrie despre lucrurile astea. Acel ceva era postul de director al, sau în fine, șeful departamentului de comunicare de la UNPR, el fiind președintele UNPR. Un partid dispărut de atunci. Da, un partid dispărut. Da, deci asta a fost prima chestiune. Ce să zic, după aceea vorbele aruncate sau în fine legendele și toate, da, pot să le zic simplu legende aruncate în piață că mă pune să scriu SRI-ul. Când am început să scriu despre SRI, mă pune SIE. Când am scris despre diversi oameni care aveau și ei legături cu SIE, o pun ăștia care au plecat din SRI, ăia care au plecat din SRI, copune actuala conducerea a SRI. Ceilalți de la armată, nu, ceilalți de la SRI când scriam de ea, copun ăia de la armată, ăia de la armată copune Ministerul de Interne. Deci tot timpul mă punea cineva, dar legendele astea, bineînțeles că ele au avut mare circulație. Veneau oameni la mine care îmi spuneau, păi uite, știi ce am mai auzit despre tine? Că te pune ăla. De fapt nu sunt legende, sunt calomnii. Da, sunt calomnii, evident, sunt calomnii curate, calomnii. Da, amenințări au fost? Da, bineînțeles, amenințări până la amenințare cu moartea, pentru care, în fine, este acel dosar finalizat la Înalta Curte de Casație și Justiție, în care nu există încă o decizie, nu s-a pronunțat. Aștept pe 29. 29 este miercuri. Joi, sau miercuri. Da, miercuri, săptămâna viitoare. Este a treia sau a patra amânare deja a deciziei în altei curți de casație și justiție. Și cine sunt inculpații? Inculpații e simplu. Fostul rector, sau în fine, la vremea respectivă era rectorul Academiei de Poliție și pro-rectorul Academiei de Poliție. Acum sunt foști universitari, în fine, foști universitari cu funcții. Unul dintre ei mai este universitar, celălalt a rămas fără titlu de doctor. După ce am scris că e plagiat, de fapt am scris înainte să primesc amenințarea că are teza de doctorat plagiată, i-a fost retras titlul de doctor între timp, dar este chestor în continuare, chestor de poliție și aștept și eu cu foarte mare, în fine, înfrigurare, să zic așa, decizia care urmează să fie dată pe data de 29.
Și ce să zic, a culminat toată povestea cu amenințările primite imediat după ce am scris despre, Nicolae Ciucă, premierul României, în ianuarie, și apoi despre acel compromat, apoi mușamalizarea compromatului pe care a făcut-o poliția română. Și acum mușamalizării compromatului pe care încearcă să-l facă parchetul de pe lângă curtea de apel. Pentru că asta este problema în momentul de față, că în instituțiile statului, de fapt, fac mai degrabă să protejeze infractorii și să agreseze în continuare victima. Victima, în fine, mie mi-a fost cerut telefonul să-mi fie percheziționat telefonul, deși eu am depus plângere pentru scurgere de informații, pentru violarea vieții private, dar cei care deja există indicii despre unele persoanelor, nu le-a fost cerut telefonul să le fie percheziționat. Deci, Valeriu, Valeriu, poate ne spui câteva cuvinte despre atitudinea sau ce ai avut de suferit de pe urma campaniei tale. Bine, la mine e mult mai ușor decât e la Emilia și în plus eu sunt obișnuit cu ghetou, adică amenințările de... Mă sună câte unul și îmi zice că i-a spus lui un prieten, nu știu ce, că ar fi mai bine să... M-a sunat un prostălău la 3 noaptea și am fost și eu bocă, i-am răspuns. Și ăla cred că nu s-a așteptat să-i răspund. Și mi-a zis, da, așa fui, rău, așa. Bă, știu unde stau. Și am zis, bravo, frățică, bine că știi unde stai, ești mare, deci super. Tatuează-ți pe cur că știi unde stai. Dar tot fel de intimidări, dar nu prea mă impresionează. Mai că mi se pare ce s-a întâmplat Emiliei oribil. Și faptul că cumva societatea s-a cam obișnuit cu tipul ăsta de amenințări. Da, și lipsa asta de atitudine din partea persoanelor publice care ar trebui să ia atitudine și nu se... Deci din partea statului, acolo mă doare. Și cât de proști și mărlan pot să fie. Deci ar fi fost atât de simplu să iasă, să-și ceară scuze. Nu, dar e mândria aia de mărlan nesimțit și țărănoi, prost, așa. Asta e. Ciuca asta îmi inspiră. Un țăran prost, nesimțit și... No, adică aș prefera să fie alcoolic, ca să fiu cinstit. Nu poți, deci se întâmplă ceva de felul ăsta. Uneia dintre cele mai apreciate femei din România și tu ignori ca ultimul nemer. Puteai să zici, bă, îmi pare foarte rău că se întâmplă treaba asta. E inadmisibil. Uite, de mâine mă ocup eu personal. Se prea poate să fi greșit. Dacă am greșit, îmi pun cenușă în cap și asta e. Uite, am greșit. Nu, a ținut mândria aia de mărlănache. Da, am o curiozitate, Emilia. E amestecat cumva și misoginism în toată treaba asta? Da, nu știu. Eu n-am simțit niciodată și fac presă de 25 de ani și presă de investigație de 20 de ani. N-am simțit niciodată că aș fi într-o poziție, nu știu, inferioară doar pentru că sunt femeie. Nu. Dar de data asta au profitat. De fapt, asta este culmea. Eu mă duc la poliție să reclam că cineva mi-a furat niște fotografii pe care le-a urcat pe niște site-uri pentru adulți. Eu descoperind lucrul acesta pentru că cineva îmi trimite fotografiile cu pricina. Și eu fac o captură foto și în dimineața respectivă chiar am sunat o prietenă avocat și i-am explicat despre ce este vorba și am întrebat-o. Să mă duc la poliție și să reclam lucrul acesta sau să încerc să șterg pozele de una singură. Pentru că deja cerusem la Google de listare, deja făcusem cereri de abuse report la site-urile pentru adulți, adică exista posibilitatea ca eu să șterg și să scap, în fine, cumva. Și ea mi-a spus, nu, du-te la poliție pentru că, unul, persoana respectivă va avea pozele și le va putea încărca oricând. Doi,
Gândește-te că în dosarul trecut, cel referitor la amenințarea cu moartea, au acționat exemplar. Adică am avut două argumente puternice pe care i-am le-a dat și pe care eu le-am luat în considerare. Ei, eu mă duc cu această informație și cu acea dovadă pe care o dau poliției, da? Dau dovada poliției și dau informația poliției, iar poliția după aceea, practic ce face, scurge informația respectivă tocmai pentru a mă compromite, plecând de la faptul că acele poze erau niște poze personale, în fine, făcute în casă, eram surprinsă de fostul iubit în casă. Deci, ideea este aici, da, ei au profitat de lucrul acesta, dar nu am simțit vreodată până acum, nu zic că nu, probabil că n-au existat, poate că unii, nu știu, dar eu n-am simțit în mod particular vreo acțiune misogină sau... Păi nu, dar asta e degradant în sine. Asta e degradant, evident, e degradant în sine ce au făcut, dar spun că aici nu, în fine, a fost făcut pentru că eu m-am dus la poliție să reclam ceva și le-am pus în mână o dovadă pe care ei au folosit-o apoi împotriva mea pentru a mă compromite. Dar nu au căutat ei, de exemplu, să găsească, nu știu, bun, cu excepția faptului că acele poze au fost furate de cineva, nu știm de cine, sper la un moment dat măcar lucrul acesta să fie clarificat, cine a furat pozele și cine le-a încărcat pe site-urile respective. Ne-ai redus pe toți la tăcere, Emilia. Ne gândim ce poze avem și pe unde. Da, știu că multă lume... Ceva, dar nu cred că sunt interesați. Deci... Nu, în orice caz, ca să tragem o concluzie, este o abjecție și, în mod clar, este o conspirație. Nu este numai un individ izolat care a făcut așa ceva. E de conivență și cu complicitatea instituțiilor statului. Da, o singură persoană categoric nu putea să facă lucrul acesta și cu siguranță e vorba despre probabil un grup mai mare de persoane, însă, cum spuneam, statul român reușește foarte bine până acum să ignore evidențele și să nu investigheze, de fapt, această infracțiune. Valeriu, spune-mi, trebuie să se resemneze lumea, oamenii, electoratul la aceste practici care, până la urmă, așa cum am văzut, au un efect nociv, ce se poate face? Se pare că eu și Emilia suntem cumva resemnați, deci am dat cumva de înțeles treaba asta, că mie nu se pare deloc. Nu, am întrebat. Nu, Doamne, ferești, nu. Adică asta e, ți-o iei, mai ți-o iei, încerc să schimb. Nu, în general, ce se poate face pentru combaterea imposturii? Nu cred că suntem bătuți, nu. Cred că e o perioadă proastă, am mai fost perioadă proastă, ne revenim. E bine că noi suntem plângăreți așa, ca nație ne plângem continuu, ne văicărim și asta nu e deloc rău. Că treaba asta de nemulțumire continuă ne ajută, ne explodăm noi prea repede, ceea ce nu e întotdeauna rău, dar explodăm din când în când. Și cred că, nu, deci... Am avut foarte mult noroc cu Emilia. Eu cred că lucrurile se pot schimba și cu foarte puțini oameni. Se pot schimba dacă oamenii ăia sunt persistă în ceea ce fac, că dau încredere și altora să vorbească. Și din punctul meu de vedere, suntem din ce în ce mai mulți oameni care vorbim. Emilia? Da, eu mă gândeam acum, îmi rămăsese în minte ce a zis Valeriu, că ți-o mai iei, mai și dai, nu, Valeriu? Da. Da, nu cred că trebuie să fim resemnați, pentru că, da, momentul nu este unul vesel deloc, dar...
Mă gândeam la faptul că eu, de exemplu, chiar dacă am primit destul de, în fine, am primit susținere importantă din țară, nu pot să mă plâng, dar am primit o susținere și un ajutor nesperat din străinătate. De fapt, nesperat în primele momente când eram năucă și nu știam ce-i cu mine și nu știam ce să fac, pentru că chiar dacă am trecut prin povestea amenințării în 2019 și am învățat câte ceva ce trebuie să faci într-un moment de genul acesta când ești în pericol, cred că fiecare experiență de tipul acesta care vine cu ceva nou te pune în situația de a nu știi cum să reacționezi și de a nu știi cui să ceri ajutor și de a nu știi ce să faci. Spuneam că am primit multă susținere din țară și le-am mulțumit și le mulțumesc în continuare tuturor, e foarte important lucrul acesta. A venit foarte multă susținere din străinătate. Organizațiile media care chiar s-au oferit să-mi plătească serviciile juridice, pentru că o să am nevoie de foarte mulți avocați și foarte multă, în fine, consultanță juridică în perioada următoare, la cât de multe dosare sunt. Apoi, organizațiile media care mi-au oferit și alt tip de suport și de sprijin, chiar și organizații internaționale, de la, nu știu, Comisia Europeană, OSCE, așa mai departe, nu știu, reprezentanți ale unor state străine în România care au înțeles cât de gravă este situația în care mă aflu și care este pericolul pentru presă în ansamblul ei, pentru societate în ansamblul ei și cât de grav este dacă un lucru de genul acesta se poate întâmpla, adică care este următorul lucru pe care poate să-l pățească un jurnalist din România. Nici nu vreau să mă gândesc și nici nu vreau să-mi imaginez că, adică aș vrea să mă gândesc că ăsta este punctul maxim și nu s-ar putea petrece ceva mai grav, pentru că până la urmă mi-am făcut meseria cu foarte multă bună credință și am zis, domnule, dacă aveți dovezi că nu mi-am făcut meseria cu bună credință, veniți, expuneți-le, arătați, prezentați și arătați cine m-a pus să scriu, în ce condiții și așa mai departe. Dar atâta timp cât eu știu și am conștiința și credeți-mă că o persoană mai exigentă decât sunt eu cu mine, nu cred că există, nu poate să fie altcineva mai exigent decât sunt eu cu mine. Și da, eu am avut și mi-am făcut și în trecut procese de conștiință, apropo de celebra emisiune, în fine, de la TVR, da, mi-am făcut procese de conștiință atunci pentru o decizie pe care am luat și a fost, pentru mine a fost o problemă de conștiință, care văd că, în fine, unii o tratează și zic, da, sunt fiecare, fiecare e liber să comenteze și nu vreau. Dar eu, atâta timp cât știu că mi-am făcut meseria corect, oamenii aceștia, dacă s-au simțit lezați în vreo formă, puteau să mă dea în judecată. N-a făcut-o nimeni în toți acești 7 ani. Și lista persoanelor despre care am scris este lungă și cu toții sunt oameni foarte puternici și cu foarte mulți bani, așa cum arată Valeriu, cu bani obținuți în timp ce ocupau funcții publice sau, în fine, bani obținuți cu ajutorul funcțiilor publice pe care ei le-au ocupat. Da, nu sunt resemnată și cred că, ziceam, chiar dacă e un moment mai puțin fast, o să, cu siguranță o să trecem și eu peste povestea mea și noi peste lucrurile care se întâmplă acum la nivelul societății și probabil undeva o să găsim resurse să ne regenerăm și să facem cumva ca lucrurile să se miște poate în direcția corectă pentru noi. Ceea ce fac eu nu am făcut pentru mine, n-am făcut pentru faimă, n-am făcut pentru expunere publică. Credeți-mă că aș fi foarte fericită să pot să plec și eu într-o vacanță pe care n-am mai avut-o de ani de zile. Aș fi foarte fericită să am timp să citesc, adică îmi cresc tancurile de cărți așa și n-am timp să le citesc și ca să compensez mai ascult audiobook-uri când fac diverse treburi prin casă. Adică mi-aș dori și eu să am o viață liniștită, dar asta e. Adică până la urmă mi-am asumat, fac lucrul ăsta și
Repet, nu-l fac pentru mine. Fac ca să se schimbe câte ceva, pentru că probabil și asta e o formă de a, nu știu, de a-ți păsa de locul din care provii, de țara în care te-ai născut și de ceea ce, în fine, se întâmplă cu această țară. Aș mult mai mult, Emilia, tu ești un model pentru foarte mulți dintre studenții tăi, nu? Studenții învață cum să facă și cum să se raporteze la meseria pe care învață. Deci, nu mi se pare niciun motiv de resemnare aici. Mi se pare că se proliferează niște modele. Și tu și Valeriu Nicolae, prin tot ceea ce faceți, de fapt, influențați foarte mulți tineri în România. Adică, putem spune că Emilia creează o școală de luptă împotriva plagiatului, a imposturii în general. Da, ar fi bine dacă ar fi mai multă lume și mă bucur că până la urmă subiectul acesta, care n-a fost deloc atractiv pentru parte dintre colegii noștri din presă, văd că acum lumea a început să-l înțeleagă și cred că să înțeleagă nu neapărat ideea de a scrie despre Xulescu, ci cât de mult afectează ideea de impostură. Și mă bucur că să văd că în ultima vreme sunt mai multe publicații care scriu despre diverse situații, nu neapărat despre cazuri particulare, ci despre modul în care ne afectează. E adevărat că am simțit, cel puțin acum, în perioada aceasta, după ce am scris despre premierul Nicolae Ciucă, n-am văzut atât de multe reacții venind din partea mediului academic și din partea intelectualității, și să explic de ce. Când am făcut documentarea pentru cartea Cazul Ponta, am găsit zeci de texte de opinie scrise de zeci de intelectuali, profesori, oameni de cultură din România, din străinătate. Foarte puțin au scris de data aceasta. Probabil că posibil să ajungem, sau în fine, să fi ajuns într-un punct în care lumea este obosită, subiectul poate tinde să se banalizeze și poate, nu știu, e ca, știți cum e? Eu aveam când am ajuns în București și am început să lucrez la Curierul Național, aveam un coleg care spunea, veneau comunicatele de presă de la poliție și erau diverse persoane urmărite penal pentru, nu știu, furt, și aveam un fel de sumă sub care nu scriam pentru că erau neimportante respectivele, adică nu aveau o amploare atât de mare încât să le dăm atenție. Dacă era cumva peste un miliard, să zic un miliard de lei la vremea respectivă, scriam despre cazurile respective. E cam așa cred că am ajuns și noi acum. E un, nu știu, un funcționaraș dintr-o anumită instituție, e ca individul care a furat sub un miliard de lei la începutul anilor 2000, e prea puțin important ca să-i mai dăm atenție. Și atunci ne uităm doar, sau în fine mai stârnește puțină emoție doar când vorbim despre cazurile unor persoane foarte cunoscute. Și da, asta poate să fie, nu știu, să aibă un fel de, să fie efectul cum spuneam, efectul resemnării și al oboselii publice legate de acest subiect. Dar poate că dincolo de cazurile individuale, ceea ce învățăm de la voi este cât de importantă este regula și nu excepția. Cât de important e să schimbăm, cât de imposibilă e Republica Impostorilor și cum ar trebui să construim o altfel de republică, nu pe cea a impostorilor. Este foarte greu, Dana, dacă ne gândim la faptul că noi avem un ministru al educației care a făcut tot ce a putut ca să le ia partea plagiatorilor și impostorilor și să-i protejeze. Un ministru care este el însuși impostor. Dacă ne uităm la CV-ul lui, e o persoană ahtiată după titluri, după certificate, după diplome, o persoană care a alergat
o persoană care a ajuns la 10 este acum a obținut anul acesta cel de-al 10-lea titlu doctor honoris causa. Bun, luate de la universitățile de carton, majoritatea o primită de la universități de carton, universități care scot pe bandă rulantă, sunt fabrici de diplome și sunt fabrici de impostură, de fapt. Care, de fapt, o sunt subordinea lui. Da. Deci e un conflict de interese. Dacă ne uităm din nou puțin dintr-o perspectivă istorică, da? La ministrii educației din perioada comunistă, nici nu le mai știm numele. Erau cu siguranță de aceeași... Ba da, pentru că întâmplători erau oameni de calitate, un Ilie Murgulescu sau un Mălița, da, sau George Macovescu. Au făcut multe. Acum da, depinde cu cine-i comparai, dar din nou, eu mă gândesc că dacă recitim puțin memoriile lui de Sârbu sau... Poate chiar nu neapărat astea, poate analiza Aciu din anii 80, poate ne mai ducem aminte de ce s-a întâmplat atunci. Avem o lungă tradiție de politicieni. Nu? Clasa politică va fi ultima care se va schimba, cred. Cel puțin Socrate era cel mai entuziast legat de politicieni. Credea poate că mai degrabă ar putea să schimbe mai întâi pe tineri, poate apoi pe oamenii care ar fi echivalentul de astăzi, filozoful de antic, nu? Oamenii the professionals, gulerele albe, acolo ar trebui făcută schimbarea. Politicienii sunt ultimii care se... Da, Valeriu, uite o întrebare venită de pe YouTube. Credeți că ar trebui introduse în programa școlară elemente care să stimuleze o cultură de respectare a regulilor, de apreciere a corectitudinii și de respingere a imposturii? Ar fi eficient? Nu, eu cred că ar trebui... Chestia se... Bine, eu sunt liberal de la nebun. Deci eu cred că ar trebui, toate chestiile ar trebui gândite economic. Deci scoți absolut toate stimulentele financiare pentru ca oamenii să devină doctori. Nu scoți pe toate. Nu mai există niciun fel de stimulent. Fac pariu că cad la, se duc în cap. Deci o să avem la 10% numărul de doctori. Că nu e nimeni nebun să plătească pentru ceva care nu o să-i aducă niciun beneficiu. Și devine moda alta, să obții, nu știu, ai implant de păr, mie mi-ar trebui, o chestie de asta, se schimbă ceva acolo, vine o altă modă. Să adun cărți de fotbal, nu știu ce dracu, dar o să vină ceva, au nevoie de onoare să se simte că sunt mai special. Dar asta e o rezolvare simplă, scoți orice fel de stimulent economic pentru asta și atunci o să ducă doar oamenii care chiar vor să facă cercetare și chiar își doresc să vină cu idei inovative. Da. Uite, noi am avut, mie mi s-a părut o nenorocire partea aia cu doctoratele sprijinite de Comisia Europeană. Nu o să zic exact domeniu, dar e un domeniu pe care știu bine. Deci mai multă impostură ca acolo nu cred că a existat. Și am întrebat un faimos profesor de la antropologie, băi, deci cum e posibil să închizi ochii la chestia asta? Și omul mi-a explicat foarte normal, bă, dacă nu închid ochii, nu luăm bani europeni. Da, până la urmă este, impostura este o formă a corupției. Lucian Ancu? Da, mulțumesc. Mai că a zis Valeriu de Comisia Europeană. M-am gândit un... oarecum, mie mi se pare că impostura e și încurajată. Și e încurajată politicuit. Fiindcă dacă e să-i asculți pe managerii din educație, în ultimii, cred că 20 de ani, toți spun că învățământul terțiar în România este cel mai scăzut din România. Ca să crești învățământul terțiar, ce ai nevoie de profesor universitar? Ca să faci profesor universitar, ai nevoie de doctorat. Și cumva e un ciclu de ăsta urât, dar asta se întâmplă. Deci cred că și soluția asta cu sporurile nu va funcționa 100% pe care o propune Valeriu.
Și un plagiat care mie mi-a rămas în creier, că întreba Dana ce putem face și ce putem învăța înainte de Ponta, a fost plagiatul domnului Beuran. Țin minte că eram în anii facultății în București. S-a discutat mult, parcă au fost și procese, și decizii, și răzi decizii, și domnul e încă profesor la cea mai bună universitate din România. Dar dacă îmi dai voie, Lucian, Mircea Beuran, la momentul respectiv, și-a pierdut titlul de profesor pentru plagiat în două cărți. Universitatea de Medicină, efectiv, i-a desfăcut contractul de muncă, el fiind consilierul, ministru al sănătății, și apoi, după ce a apărut scandalul de plagiat în evenimentul zilei, eram atunci, lucram la evenimentul zilei și știu foarte bine povestea, el a fost recuperat de Ion Iliescu și a devenit consilier. Ei, ulterior, Mircea Beuran, care și-a pierdut gradul de profesor, a rămas conferențiar, scris o altă carte, a îndeplinit criteriile și a devenit înapoi profesor. Tragic este că Mircea Beuran a fost în consiliu, în CNATCU, în comisia de specialitate, în comisia de medicină, până în 2020. El a fost membru, a fost validat de către Ecaterina Andronescu. Și n-am văzut comunitatea academică a profesorilor de medicină să se revolte foarte tare. Am văzut altceva, Emilia. Am văzut cum au părăsit medicii din România, am văzut cum a scăzut numărul de studenți la medicină, vedem cum nu mai sunt studenți, pentru că orice părinte care are un pic de bani își trimite copilul în străinătate, cum nu mai avem medici și cum nu mai avem profesori. Toate astea sunt efectele Republicii Impostorilor. Ea se va stinge de la sine din lipsă de... Nu, e ca în povestea, poți să ai o republică a piraților, dacă au pe cine să prade, când nu mai au pe cine să prade, nu mai e republica piraților. Știi ce mă gândeam? Mă gândeam la modul în care, probabil Sorin Câmpeanu va trebui să-și asume eșecul pentru... În momentul în care ai un număr atât de mic, promovare mică la examenele naționale, după aceea la bacalaureat, de unde îți selectezi? Apoi sunt studenții care pleacă, sau elevii de clasa 12 care pleacă să studieze în afară. De unde îți mai selectezi studenții care urmează universitățile în România? Apoi, de unde îți selectezi masteranzii și doctoranzii? Când, vorba ta, când o să ajungem să nu mai avem studenți și atunci probabil Republica Impostorilor va muri de la sine, pentru că nu o să mai existe această Bun, impostori pot fi sub alte forme, dar nu vor mai fi impostori academici. Capacitatea lor de supraviețuire ireală, să știți, din punctul ăsta de vedere, vă dau două formule care se practică uzual la ora actuală. Prima dintre ele este studenții înscriși la 3-4 secții și se raportează de fiecare dată. Deci tu ai, să zicem, 5.000 de oameni care sunt înscriși de 3 ori și raportezi 15.000. Și pe ăștia primești bugetare, pe 15.000, nu pe 5. Asta e o formulă foarte simplă. A doua este ceea ce am numit clonarea verticală. Îi împingi pe toți în masterat, de pildă. După aia ei la doctorat. Nu vă supărați. Au o capacitate de supraviețuire ireală. Dacă cineva ar face studii pe treaba asta, cum să vă spun eu, cred că de aici ar lucra, ar ieși lucrări ISI pe care le-ar cere americanii cu amândouă mâinile. Dar vor fi. Toate aceste lucruri sunt partea istoriei. Să sperăm că în timpul vieții noastre, eu atât am doresc. Astăzi vor citi aceste chestii ca pe niște povești nemaipomenite. Grigore aștepta de mult cu o întrebare care să ne readucă puțin pe tărâmurile filozofiei. Grigore. Da, oarecum ai pomenit deja. Pierre Bayle se întreba dacă poate exista o republică a ateilor. El probabil avea în vedere sensul original al termenului religie, de a strânge la oaltă. Și cumva el se gândea că ateii nu s-ar putea strânge la oaltă. Seamănă cu asta întrebarea dacă există, poate exista o republică a impostorilor, mai degrabă cu ideea lui Kant că nu poți universaliza minciună, nu poți face o lege universală din minciună. Se întreabă el dacă există situații în care este permis să minți
și în mod faimos spune nu, pentru că nu poți face din maxima acțiunii tale o lege universală. Îl folosește cumva simplific. Și în sensul ăsta mă gândesc că și impostura e ceva parazitar, adică are nevoie de ceva care să funcționeze corect pentru a putea exista. Ca și minciuna, într-un fel. Nu poate să fie totul numai minciună, nu? Trebuie să fie și un adevăr pe care minciuna să-l paraziteze. Și poate așa se întâmplă și cu impostura, nu? Trebuie să fie oameni care își fac treaba pentru a putea exista. Dar cred că spun lucruri de bun simț mai degrabă, nu? Este o întrebare, nu? Este impostura parazitară și în principiu și aș zice că dacă ai avea, nu gândiți-vă că ai o școală sau un spital și acolo angajezi oameni care sunt impostori. Păi trebuie să ai mulți alții care nu sunt și care să le facă treaba primilor. Și când nu-i mai ai, închizi prăvălia, nu? Sau acceptăm că medicii vor omorâ pe pacienți în viitor în loc să se salveze? S-ar putea să fie o iluzie estică. Eu mi-aduc aminte că am citit la un moment dat o chestie a unui american prin 90 și ceva, care spunea când au văzut statisticile economice după vremea lui Gorbaciov și după aia ce a dat Yeltsin, ăștia și-au pus o problemă americanii. Ei au acceptat că lucrurile strucate, au înțeles că se falsifică, că tot. Dar a existat un lucru pe care nu îl puteau înțelege cu mintea lor, că poți să falsifici totul. Aia nu puteau înțelege. Până acolo nu mergeau. Trebuia să existe un prag al credibilității în falsificabilitate. Uite că poate să nu există. De ce poate să nu există? Adică eu în continuare nu înțeleg. Mie mi se pare că impostura se sprijină pe exploatarea muncii unora care nu sunt impostori. Eu nu știu, uite, mă gândesc și la situațiile pe care le spunea doamna Șercan. Gândește-te la situația în care impostorii plagiază unul de la altul. Dar tu trebuie să ai un stimulent. Deci, noi nu avem un stimulent pentru ca oamenii să vorbească împotriva impostorii. Din contră. Deci tu ești pedepsit dacă vorbești împotriva impostorii. Deci, uite, eu, de exemplu, și Emilia poate are probabil aceeași experiență. Eu dacă îndrăznesc să scriu despre impostură la USR, eu sunt linșat imediat. Deci, bă, da, poți să vorbești de impostorii altora, dar nu de ai noștri. Deci, e o chestie în noi care zice, bă, tu trebuie să aparții unui grup și tu trebuie să grupul ăla nu te atingi de el. Din nefericire, avem o impostură destul de generalizată în sistem și orice ai face tu când vorbești de impostură, atingi și un prieten, și un amic, și o rudă. Deci tot atingi pe cineva, încă e atât de multă. Și neexistând stimulente de niciun fel, atunci suntem pe burtă. Uite-te la presă. Presa n-are niciun stimulent să facă investigații. Discutam cu Cătălin Tolontan. Și zicea, bă, deci nu mai găsim oameni să facă investigații, încă nu sunt bani. Cine stă să plătească să facă o investigație ca lumea? Salariile din presă sunt mizerabile. Și atunci ce se întâmplă, și zic asta din discuții, nu o discuție, tu ai oameni care îl sună pe ăla chipurile să vorbească cu el, să-l întrebe de, bă, uite, am niște întrebări despre CV-ul tău, declarațiile de avere. Dar, de fapt, îl sună ca să vadă dacă ăla îi dă ceva. Deci, cum spuneam, impostura și corupția merg mână-mână. Uite, avem o întrebare de pe YouTube. Credeți că facultățile din România vor deveni, sau au devenit deja, ca facultățile private, înainte de a fi acreditate sau la puțin timp după acreditări, mă refer din punctul de vedere al opiniei publice. Eu cred că sunt oameni foarte buni în sistem. Și mulți, deci nu puțin. Sunt profesor de, adică să fii profesor universitar nu e o chestie ușoară și
în general, în universitățile serioase au ajuns oameni foarte buni. E, nenorocirea e cu valul ăsta nou. Cu valul ăsta de oameni care și-au obținut doctorat, o grămadă de doctorate prin impostură și care au nevoie să fie în sistem cumva. Și aici, eu cred că aici e lupta mare. Și ceea ce face UBB-ul acum e foarte, foarte fain. Și mi se pare că s-au mișcat foarte bine pe treaba asta de doctoratele. A scăzut dramatic numărul de oameni care vor să-și dea doctoratele, așa cum s-au și așteptat. Și o verificare serioasă. Spune-ne despre, ne te referi la Universitatea Babeș Bolyai cu amănunte, că poate lumea nu știe despre ce vorbește. Da, de când a venit, deci au un decan nou, David, mai știu cum îl cheamă, și a introdus... David este rector, nu decan. Rector, așa. Nu, mai, așa. Dar au reușit să introducă niște reguli foarte țepene pe comisiile doctorale. Și asta ajută foarte mult. Și el a fost foarte, foarte vocal împotriva plagiatului. Ceea ce nu s-a întâmplat cu nici cu nimeni altcineva. Parcă mai fost unul de pe la Iași, care lovește pe Tudorel Toader. Dar în afară de la, n-am mai auzit pe altcineva. Acum, din câte știu, toate universitățile în momentul ăsta nu mai susțin doctorate fără să treacă teza prin Turnitin. Adică sunt tot felul de măsuri de casă luate, să fac cursuri despre ce înseamnă să plagiezi, cursuri pe care nu le-am făcut când eram studentă. Există o conștiință a faptului că trebuie schimbat. Foarte bine că se întâmplă. Deci, mie mi se pare că asta e o dovadă că munca Emilii nu a fost pe degeaba. Și nici pe mine nu m-a dat nimeni în judecată. Și am scris de peste 1000 și ceva de oameni și am scris dur de tot. Există un, evident, există un apetit în societate ca să rezolvăm problema asta. Treaba e cum transformăm apetitul ăsta în acțiune. Și de obicei, asta ziceam, noi suntem cam plângăreți, ne vectorim tot timpul și așteptăm să se întâmple foarte rapid. Cred că o să mai dureze, dar mi se pare că suntem pe o direcție bună. Și nu mi se pare deloc că coaliția asta politică o să dăinuie în neștire cum se plânge foarte multă lumea. Eu cred că nu o să reziste foarte mult. Luciana, acum. Da, numai o notă. Ai zis că toate universitățile fac testele astea de plagiat. Cred că ăsta e un minimor. Trebuie să se treacă la următorul pas, în modul în care tezele de doctorat sunt bazate pe cercetare inovativă și care aduc un plus în domeniul în care sunt ele făcute. Da? Acolo cred că e următorul pas mare care trebuie făcut. Adică trebuie și care să va le fi. Citim cum ar veni, nu? Da, să le citim și să vedem ce spun. Zilele trecute sau săptămâna trecută am citit teza de doctorat a unui important personaj român și mi-a dat făcut în România, la una dintre cele mai mari universități din România, mi-a dat impresia de nivel de teză de masterat, nefiind în domeniu. Dacă așa ceva e acceptat în România drept teză de doctorat, asta e. Poate să nu fie plagiat, dar este teză de doctorat conform universității, conform comisiei, da. Eu, ca nespecialist, aș zice nu. Și acolo e mult de lucru, cred că, și va fi mult mai greu decât pe partea de plagiat. Da, dar până la urmă, dacă vrem să continuăm să mai avem studenți și să facem educație cu cineva, numai în direcția asta se poate merge. În mod sigur, garantat. Îmi permiteți o chestie să vă spun vis-a-vis de treaba asta. Și noi am fost anunțați că pentru licențe, universitatea a achiziționat un soft antiplagiat.
în softul ăla antiplagiat poți introduce odată un sfert de pagină sau ceva de genul ăsta. Și îl pui așa încet, în principiu, pentru o singură lucrare de licență ai nevoie cam de 2 săptămâni ca să faci verificarea în regimul ăsta. Spuneți-mi ce e asta. Să vă spun eu cât o să semneze din pix. Care stă acasă la 3 lucrări de plagiat 6 săptămâni ca să le verifice? 6 săptămâni. Uite, domnule, de aici, lasă-mă cu softurile tale, ți-am semnat-o, ieși afară. Da, definiția plagiatului în lumea academică e foarte simplă. Dacă găsești un prim pasaj, nu mai verifici nimic altceva. Întorci lucrarea. Și dacă te uiți peste o lucrare de licență pe care tu ai condus-o, e foarte simplu să vezi ce pasaj trebuie da, să... Da, sigur că nu, e nicio problemă. Problema ar fi să se introducă obligativitatea citirii lucrărilor ăstora. Că vorbeați de cele de doctorat, eu am scris public cazul ăsta. Eu personal cunosc 2 cazuri, dintre care la unul un referent i-a cerut cuprinsul lucrării. Cuprinsul. Nu introducerea, nu concluziile, cuprinsul. Iar într-un alt caz, doctorandul a fost îndrumat să-și facă singur referatul, care a fost semnat. Sunt lucruri pe care le cunosc personal, chestiile astea. Deci, cum să vă spun, care ar fi soluția? Că ăla să iasă public și să strige, uite ce mi se cere, că ar fi căzut automat. Este un fel de, nu știu cum să-i spun, incestuozitate. Corect. Absolut corect. Aveți dreptate. Apropo, într-o discuție anterioară, Emilia, vorbeai de o situație de conflict de interese când Gabriel Oprea a sesizat Curtea Constituțională și va ajunge să judece constituționalitatea articolului respectiv fostului elev la doctorat, Bogdan Licu. Bogdan Licu, plagiator și el, da. Numai că acea excepție de neconstituționalitate ridicată de o fostă judecătoare de la Înalta Curte de Casație și Justiție plagiatoare și ea cu teză de doctorat plagiată la Academia SRI, a fost luată mai devreme în discuție. Atunci, la momentul respectiv, nu știam când va urma să intre pe ordinea de zi a curții. A fost discutată acum 2 săptămâni, iar efectele ei sunt foarte proaste. Efectele ei vor îngreuna foarte tare nu verdictele de plagiat pe care le vor putea da comisiile de etică, dar și aici va fi o discuție foarte complicată. Cât curaj vor avea comisiile de etică să dea decizii de plagiat în tezele de doctorat ale unor politicieni? Uitați-vă, tot în cartea Cazul Ponta am scris despre Comisia de Etică a Universității din București, care a avut la vremea respectivă un sprijin foarte important din partea rectorului. Dar ce s-a întâmplat atunci este că 5 dintre cei, cred că 11 sau nu, 13 membri ai Comisiei de Etică, dacă nu greșesc, nu au apărut la ședința în care s-a discutat teza, pentru că le-a fost frică să vină pur și simplu să se prezinte la respectiva ședință. Alții s-au dat bolnavi, alții s-au dat, în fine. Ideea este cât curaj vor avea, de exemplu, membrii acestor comisii de etică să ia decizii corecte, după care universitatea ar trebui să sesizeze ministerul, pentru, bineînțeles, pentru tezele vechi, pentru că pe simetria actelor juridice, dacă CNAT-ul nu mai poate, în fine, să dea... Lucrurile erau foarte simple până acum. Lucrurile erau așa. Venea CNAT-ul și dădea o decizie de plagiat, ministrul retrăgea titlul și se încheia povestea. Persoana nemulțumită mergea în instanță. Până acum niciun plagiator n-a contestat plagiatul în sine, ci a contestat procedura. Ei, acum, după această decizie a Curții Constituționale, nu se mai poate, practic, rămâne doar simplu la decizia Ministrului Educației, ci trebuie deschis proces. Și aici, știți cum se zice, dacă sunt 2 juriști, cu siguranță există 3 păreri,
sau chiar și mai multe, sunt interpretări diferite, dar cu o serie de juriști cu care am stat de vorbă zilele acestea, ei spun că practic trebuie respectată cumva simetria actelor juridice, iar până la urmă nu știu dacă eu pot să dau în judecată arătând că am un interes o persoană care a plagiat pentru a-i fi retras titlul de doctor, ci mai degrabă ar trebui Ministerul Educației, cel care a emis titlul de doctor, să dea în judecată, să dea în judecată plagiatorul pentru a-i retrage titlul. Deci va fi foarte complicat, va fi extrem de complicat, procedura va fi foarte complicată. Și va dura foarte mult. Și va dura foarte mult și vă mai pun în față următorul scenariu. Pentru a clarifica lucrurile acestea, apropo de respectarea regulilor, trebuie să stabilim niște reguli. Și cel care va trebui să stabilească regulile va fi Ministerul Educației și Parlamentul. Un minister al educației cu un ministru apărător al plagiatorilor și impostorilor și cu un parlament majoritar PNL-PSD, partide tixite cu plagiatori. Cum credeți că și partide care au încercat să facă tot felul de schimbări legislative în favoarea plagiatorilor? Cum credeți că... Valeriu estima, la ce procent estimai între parlamentari numărul plagiatorilor, al impostorilor? Chiar nu mai știu, dar așa dacă ar fi să dau din bun... În cartea ta spui 65%, nu? 100%, da. Dar cam asta să dau din... E... Acum nu m-am n-am compilat cifrele astea ultime, dar... După reacțiile de la USR, decât... nu cred că s-a schimbat mai mult. Nu cred că e mai mult de 2 din, mai mult de să fie corect, mai mult de 1 din 3. Deci încă te uiți când și-au făcut studiile doctorale și ce munceau în același timp și ce alte studii mai făceau și nu au cum. Și sunt performeri de ăștia, cum zicea Emilia, mă, fac doctorate în 2 ani de zile, în timp ce muncesc non-stop, mai fac și o altă facultate, mai au și 3-4 sinecuri, mai fac și niște cursuri pe la colegiile de securitate. Ce doctorat e ăla? Sau exemplu pe care îl dădeai, un doctor la 23 de ani. Da. Bine, dar cei de la doctorii domnului Ozunu, care el e șeful la Colegiul Național de Apărare. Deci și un celebru conducător de doctorat, i-a condus conducătorul de doctorat al Pandele, al Tobă, deci un celebru. Deci acolo tu aveai în doctoranzii lui, care au fost 24, sunt 3 care făceau un minim de 2 doctorate și 4 cursuri postuniversitare în același timp. Și asta în timp ce lucrau. Deci... performanță de nivel mondial. Da, 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 exact. Și nu la facultăți, să nu crezi că sunt facultăți care sună la fel. Nu, la drept și la Universitatea Națională de Apărare, la drept și la AS, la drept și la... În altul la ce era, nu mai țin. Mai e unul care nu mai știu unde era. Dar oameni ca lumea. Și făceau și diplomație la Institutul Diplomatic Român. Deci niște persoane. Și ăla cel mai tare e, cum îl cheamă? Nasti Vlădoi. E, domnul Nasti Vlădoiu făcea, nu numai că făcea 2 doctorate în același timp, dar era și lector la Universitatea Națională de Apărare pe un subiect pe care își va da masteratul peste 3 ani. Da, Valeriu, mie mi-a plăcut la cartea ta faptul că după ce ne treci așa prin personaje de bestiar și îți vine să-ți iei câmpii și pe la pagina 75 decizi să părăsești România, ai totuși un capitol de încheiere foarte frumos în care apar și alt fel de personaje. Nu, apar ceilalți, cum ar veni. Apar mărturiile oamenilor care arată alt.
Capitolul nu e a tău, da? Am uitat ce s-a întâmplat, am uitat chiar așa. Să iau niște... Mă doare în picior, poate am luat ceva greșit. Nu mi-aduc aminte. Cum e cu capitolul celorlalți? Mă, foarte onorat că oamenii au vrut să scrie în carte. A fost ideea domnului Liceanu să îl ia cu japca să-i pună să scrie. Dar salvează sănătatea mentală, știi? Pentru că dintr-o dată cartea se închide cu... Există și altfel de personaje în lumea românească și mărturiile lor fac un fel de balans acolo și nu mai vrei să părăsești lumea românească pentru că în ea există oameni nemaipomeniți cu care s-ar putea totuși construi ceva, nu? Eu sunt tot timpul optimistă. Mie îmi place să râd, să mă căpiez chiar în cele mai... eu nu aveam nevoie de capitol ăla, dar e foarte bine că există. Deci, eu... Dorii tău au, să știi, că altfel emigrau cu toții. Eu n-aș emigra și mie mi se pare chestia asta cu filmul, care are posibilitatea să plece, el fiind și cetățean canadian și fiind super bun la ceea ce face, are posibilitatea să plece oricând. Și nu are niciun fel de intenție să plece. Deci el a zis, bă, mie îmi place super mult aici, mă zic foarte bine, în niciun caz. Și eu sunt la fel, dar ce mă, lasă să plece ei. De ce să plec eu? Da, dar Valeriu, tu ești o personalitate publică și ai un simț al misiunii și nu numai că ai un simț al misiunii, ai și posibilitatea să-l pui în practică. Da, asta e drept, da. Sunt foarte puțin ca tine. Da, e bine că sunt. E foarte bine că sunt și cum ne apropiem de final, Emilia, și tu ai atitudinea să plece ei. Să plece ei, da, mai degrabă. Eu niciodată nu m-am gândit, în fine, niciodată. Bun, până în 1989, când eram copil și visam, adică visam să fac 18 ani și să fug din țară, dar după ce a picat comunismul, nu mi-am mai dorit să plec și da, să plece ei. Dar aș vrea să închei cu un lucru pe care n-am apucat să-l spun, gândindu-mă la ce zicea puțin mai devreme Valeriu, la reacția pe care a avut-o Daniel David, rectorul de la Universitatea Babeș-Bolyai. Ei au ieșit nesolicitați de nimeni, ca să zic așa, cu un comunicat de presă și mai apoi, a doua zi, Daniel David a dat un interviu în ziarul Libertatea, de unde mi-a rămas o idee, și anume faptul că trebuie să facem ceva, trebuie să schimbăm lucrurile, pentru că deja avem o problemă cu spațiul internațional unde oamenii ne întreabă despre ceea ce se întâmplă în România. Poate că schimbarea va veni sub această presiune, când profesorii, când, în fine, profesorii, managerii de universități vor, și profesorii, da, baza va pune presiune pe conducere și, de ce nu, chiar și conducerea sau conducerile universităților însele, vor fi conștiente de faptul că trebuie făcut ceva, pentru că România începe să aibă o problemă serioasă la nivel internațional și sunt oameni care pun întrebări și care se interesează despre ceea ce se întâmplă în România în legătură cu studiile universitare. Evident că este o anatemă nedreaptă aruncată asupra întregului domeniu universitar și asupra tuturor studiilor doctorale din România. Evident că generalizarea nu este sănătoasă, însă lucrurile sunt extrem de grave și, din păcate, ceea ce se vede la nivel internațional sunt exact încercările politicienilor de a pune pumnul în gură jurnaliștilor, de a mușamaliza dezvăluirile făcute de noi, și se văd cazurile proeminente, cazurile unor politicieni cunoscuți, în care statul eșuează să ia decizii și să dea, nu știu, verdicte
rapid și, cum să spun eu, departe de orice suspiciune sau departe de orice idee de ingerință. Și poate că lucrurile astea la un moment dat vor genera schimbare și vor împinge, cum spuneam, și mai devreme, sau în fine, nu, n-am spus-o, probabil sunt momente și cu siguranță le știți și voi când societatea o ia înaintea clasei politice și chiar înaintea instituțiilor. Și poate că la modul acesta se va întâmpla ca, nu știu, societatea s-o ia înainte și să pună presiune mai mult pe mediul academic pentru a schimba lucrurile. Să încheiem pe acest ton optimist. Sunt sigură că asta se va întâmpla. Eu mă uit foarte mult înspre studenți, pentru că studenții sunt, de fapt, publicul. Și publicul este cel care cere educație de calitate. Și dacă cererea asta există și ea există, nu că cei care rămân în România ca să facă ceva și tot mai impresionant cum oameni tineri rămân ca să facă și ca să schimbe, ei ne țin, de fapt, în priză. Ei sunt cei pentru care facem ce facem și facem, am făcut și în seara asta. Discuția de astăzi este cumva adresată și dedicată celor care vor să rămână în România și să schimbe ceva. Vă mulțumesc foarte mult, Valeria Șercan, Valeriu Nicolae. În sfârșit! Combinație foarte bună! Reușim în numele! În urma discuției din seara, pe noi o unitate și un model spre care ne uităm și pe care îl vom urma fiecare unde suntem și cât putem. Petru Clerc, mulțumesc și ție și vă mulțumesc tuturor celor care ați fost alături de noi în seara asta. Sper ca discuția noastră să fi sădit semințe în mințile unora dintre cei tineri. Toate cele bune!